Dacă vizionezi acest videoclip din scaunul confortabil al unui avion, te sfătuim să amâni vizionarea lui până după aterizare. Nu de alta, dar nu am vrea să fii îngrozit dacă destinația ta este unul dintre aeroporturile despre care vom vorbi în continuare. Următoarele aeroporturi nu se află pe lista argumentelor care sugerează că avionul ar fi cel mai sigur mijloc de transport. De la piste extrem de scurte și acoperite în întregime cu gheață, la aeroporturi sufocate de cenușă vulcanică. Astăzi aruncăm o privire la top 10 cele mai periculoase aeroporturi din lume. Haideți să începem! 10. Aeroportul regional Telluride, Colorado. Aeroportul regional Telluride este un aeroport public situat la aproximativ 10 km vest de Telluride din San Miguel, Colorado. Situat la 2767 metri deasupra nivelului mării, acesta este cel mai elevat aeroport comercial din America de Nord. La capătul pistei, de fiecare parte, se află două dealuri abrupte de 300 metri. Altitudinea determină apariția vântului montan, cu viteze ridicate și turbulențe verticale puternice și frecvente. Dacă vrei să ai parte de o experiență înfricoșătoare și de o rută presărată cu aventuri, atunci asigură-te că îți cumperi un bilet de plecare din aeroportul Telluride. Să sperăm că aeroportul se va ridica la înălțimea așteptărilor. 9. Aeroportul Lukla, Nepal. Cine s-ar fi gândit că poți urca muntele Everest cu avionul? Ei bine, poate exagerez puțin. Aeroportul Tenzing Hillary sau Lukla din Nepal se află situat în apropierea muntelui Everest. Este un aeroport local care a obținut un renume mondial după ce a fost numit cel mai periculos aeroport din lume timp de 20 de ani de un show televizat de pe History Channel, cele mai extreme aeroporturi. Un alt motiv pentru care aeroportul a devenit extrem de popular este faptul că e considerat punctul de plecare al drumețiilor înspre baza de campare a muntelui Everest. Vânturile puternice, vizitatea redusă sau fluctuantă, sunt fenomene frecvent întâlnite în apropierea acestui aeroport. În plus, pista este destul de scurtă, iar aterizarea se poate dovedi la fel de dramatică precum urcarea faimosului munte. Uneori, aeroportul rămâne fără energie electrică, iar piloții trebuie să se folosească de experiența lor și să comunice constant cu controlorii de trafic aerian pentru a putea ateriza în siguranță. Se pare că nu doar escaladarea Everestului e o sarcină dificilă, ci și parcurgerea drumului până la el. 8. Aeroportul Tancantin, Honduras. Un alt aeroport care a apărut pe lista celor de la History Channel este aeroportul Tancantin din Honduras. Acesta este localizat la 6 km de centrul orașului Tegucigalpa, din Honduras. Și acum vine partea cea mai bună. Aeroportul este situat într-o vale de 1000 de metri altitudine deasupra nivelului mării. Precum în cazul celorlalte aeroporturi montane, aterizarea și decolarea nu sunt sarcini ușoare de executat. Dacă nu ești speriat până acum, stai liniștit. Lucrurile sunt pe cale să devină și mai înfricoșătoare. Piloții trebuie să ia viraje bruște de 45 grade printre munți, în timp ce se asigură că burta avionului nu zgârie terenul accidentat de sub. În plus, pasagerii rămân adesea cu urechile înfundate după o scădere bruscă de altitudine. Per general, aeroportul Tancantin nu este cel mai relaxant loc pentru a-ți începe luna de miere. 7. Stația aeriană McMurdo, Antarctica. Antarctica! Oferă un nou sens expresiei vizibilitate redusă. Stația McMurdo din Antarctica apare în topul celor mai periculoase aeroporturi din lume datorită condițiilor meteorologice specifice zonei. Pista este întotdeauna acoperită de un strat de gheață, ceea ce interferează cu decolarea și aterizarea aeronavelor. Pe lângă temperaturile extrem de scăzute, aproape tot timpul anului este întuneric. Așadar, piloții sunt antrenați, fiți pe fază, să aterizeze folosind ochelari cu vedere nocturnă. Deci, pe scurt, foarte multe lucruri pot merge prost. Dar bănuiesc că oricine își cumpără un bilet spre Antarctica este familiar deja cu posibilele pericole. 6. Aeroportul Wancho I. Irasquin, Insula Saba. Dacă ați văzut King Kong, atunci peisajele vi se vor părea familiare. Insula Saba, locul în care a fost filmat King Kong, găzduiește unul dintre cele mai bizare aeroporturi din lume, aeroportul Wancho I. Irasquin. Ce face acest aeroport să fie atât de notoriu? Ei bine, faptul că deține una dintre cele mai scurte piste de aterizare din întreaga lume. Având în vedere că pista are doar 400 de metri lungime, numai piloții experimentați au voie să zboare în această zonă. În plus, coborârea înspre pistă se face prin apropierea unui deal. Pe lângă terenul accidentat al insulei și necesită o plecare bruscă spre stânga, înainte de o aterizare rapidă. Dacă vrei să ajungi pe insula Saba, îți sugerăm să încerci alte modalități de transport, deoarece moartea pare un preț mare pentru un bilet.
5. Aeroportul Paro, Bhutan, Munții Himalaya. Aeroportul Paro din Bhutan este atât de periculos, încât doar un număr limitat de piloți sunt calificați să aterizeze aici. Pe lângă faptul că este înconjurat de vârfuri de 5500 de metri, pista aeroportului are doar 1981 metri lungime, fiind ferită de vizibilitatea piloților până în ultimul moment. Aceștia trebuie să execute manevre periculoase și precise, cum ar fi zborul la un unghi de 45 de grade înainte de a ateriza rapid și brusc. În plus, condițiile meteorologice la asemenea altitudini determină și ele un grad de risc ridicat. Din acest motiv, aterizările sunt autorizate doar pe timpul zilei și numai în condiții meteorologice excelente. Jos pălăria pentru cei 17 piloți experimentați care reușesc să ducă oamenii în siguranță în și din aeroportul Paro. 4. Aeroportul internațional Princess Juliana, St. Martin. Unul dintre cele mai faimoase aeroporturi din lume este localizat în St. Martin. Aeroportul internațional Princess Juliana este popular în mod special pentru plaja care se află la finalul pistei. Astfel, de fiecare dată când un avion aterizează, persoanele care se relaxează pe plajă sunt întâmpinate de rafale de vânt și nisip. Ei bine, probabil vă întrebați ce caută acest aeroport în topul celor mai periculoase aeroporturi din lume. Ei bine, pista aeroportului are 2179 metri lungime. Chiar dacă pare mult, distanța minimă recomandată pentru o aterizare în siguranță este de 2500 de metri. Acest lucru nu a fost o problemă în trecut, deoarece aici aterizau doar avioane scurte. Însă, odată cu creșterea turismului în zonă, tot mai multe avioane comerciale au început să frecventeze zona. Mă întreb dacă cineva a fost destul de aventurier încât să încerce o săritură directă în apă înainte de aterizare. 3. Aeroportul internațional Courchevel, Franța. Probabil vă întrebați ce face un aeroport din Franța pe lista celor mai periculoase aeroporturi din lume. Ei bine, este un miracol și când spunem miracol, ne referim la șansele pe care le are un avion să decoleze din acest aeroport. De unde să începem? Piloții care sosesc la aeroportul Courchevel trebuie să parcurgă o vale îngustă din Alpi pentru a începe procesul de aterizare pe una dintre cele mai scurte piste din lume. Cât de scurtă este pista din Courchevel? 2000 de metri? 1500 de metri? Pregătiți-vă să fiți uimiți! Pista are 525 de metri lungime. Dacă credeți că decolările sunt mai ușoare, mai gândiți-vă odată. Pista are o înclinație de 18,5%. Ce se întâmplă dacă pilotul nu reușește să execute manevrele necesare? Ei bine, avionul cade de pe un deal direct într-o prăpastie. Mai pe scurt, aeroportul nu e fanul acordării celei de-a doua șanse. 2. Aeroportul internațional Gibraltar, Gibraltar. Aterizarea pe aeroportul din Gibraltar nu necesită manevre periculoase. În plus, vizibilitatea e bună, condițiile meteorologice sunt favorabile în mare parte a timpului și nu există vârfuri de 5500 metri prin apropiere. Totul bine și frumos, până în considerare faptul că pista aeroportului se intersectează cu artera rutieră principală a orașului. Poftim? Dacă noi așteptăm să treacă trenul, cei din Gibraltar stau la semafor așteptând să treacă avionul. În plus, pista are doar 1676 metri și este limitată de apă la ambele capete. Bănuiesc că aici șoferii nu își încearcă norocul trecând pe galben. La urma urmei, expresia i-am îndoit aripa poate avea un sens cu totul diferit în Gibraltar. 1. Aeroportul Narsarsuaq, Groenlanda. În topul celor mai periculoase aeroporturi din lume, am întâlnit aeroporturi situate în cele mai groaznice condiții posibile. Ei bine, aeroportul Narsarsuaq din Groenlanda însumează toți factorii de risc amintiți în toate celelalte cazuri, plus încă unul bonus. Pe lângă faptul că pista este acoperită mereu de gheață, pe lângă condițiile meteorologice extreme, pe lângă pista scurtă și manevrele necesare pentru aterizare, aeroportul din Narsarsuaq se află situat în apropierea unui vulcan. Da, ați auzit bine. Cenușa vulcanică generată de erupțiile frecvente poate varia motoarele aeronavelor care decolează și aterizează aici. Acestea au fost 10 cele mai periculoase aeroporturi din lume. Ai avea curajul să-ți planifici un zbor care să ajungă într-unul dintre aceste locuri? Care dintre ele ți s-a părut cel mai periculos? Spune-ne în comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!